Vă invit să deschidem Cartea Domnului la Psalmul 55. Este un psalm deosebit al lui David și să citim din Cuvântul lui Dumnezeu câteva versete care ne vor ajuta în această seară la subiectul pe care l-am ales. Psalmul 55. Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă-mă și răspundem. Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ din pricina zarvei vrăjmașului și din pricina păsăricelui rău. Căci ei aruncă nenorocirea peste mine și mă urmăresc cu mânie. Îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții și mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Ei zic, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustiu. Aș fugi în grabă la una de post, de vântul acesta nepraznic și de furtuna aceasta. Nimicește-i, Doamne, în partele limbile, căci în cetate văd silă și certuri. Zi și noapte ei îi dau ocol pe ziduri, nelegiuirea și răutatea sunt în sânul ei, răutatea este în mijlocul ei. Și vicleșugul și înșelătoria nu lipsesc din piețele ei. Nu vrăjmașul mă batjocorește, căci aș suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi care tream împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Vreau să facem o trecere până la versetul 22 și să citim cuvintele lui David la sfârșitul acestui psalm. El spune așa: încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatină cel neprihănit. Și tu, Dumnezeule, îi vei coborî în fundul gropii. Oameni setoși de sânge și de înșelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în tine. Amin. Să ocupăm locurile. Psalmul acesta este unul dintre psalmii aceia greu de citit. Greu de citit. Vă mărturisesc, pentru că acum pot să o fac, sunt mulți ani de atunci. Veneam aici la amvonul acestei biserici și voiam să citesc câte un psalm. Deschideam cartea psalmilor și spuneam, ăsta nu-l pot citi. Și ajunsesem pur și simplu să am destul de puțini psalmi în cartea psalmilor pe care aveam curajul să-i citesc în biserică, pentru că undeva se potrivea cu cineva din biserică psalmul respectiv. Vă mărturisesc că a fost una dintre zilele foarte grele ale vieții mele. Să ajungi să nu mai ai curaj să citești Biblia, pentru că suna la adresa cuiva. Cineva putea interpreta că vorbește despre el Scriptura. E bine să știți că ea vorbește despre noi. Exact despre asta. Vorbește despre noi în seara asta. Am să aleg doar două cuvinte foarte importante din versetul acesta 22. Zice, încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. Vreau să vorbesc puțin despre soartă și despre acest sprijin a Domnului. Am studiat un pic semnificația acestor cuvinte. Dar vreau să vă spun, înainte să le discutăm așa pe rând, că fiecare dintre noi avem de purtat un fel de povară a vieții noastre. Este o poetă americană pe nume Eleanor Hammond, care a descris foarte plastic într-una dintre poeziile ei exact subiectul ăsta, că fiecare purtăm o povară după noi. Am tradus poezia asta pentru dumneavoastră, are doar două strofe și sună cam așa. Camelcii văd oamenii mergând de-a lungul trotuarelor pe rând.
și fiecare pe ai săi umeri poartă spirala grea numită soartă. Povară ce nu poți să ți-o ascunzi, și unii orbi, iar alții surzi, cu toți purtăm spirala în turmă și nimeni nu și-o lasă în urmă. Suntem ca niște melci, spune poeta aceasta, și fiecare aveam o cochilie din asta mare a poverii pe care noi o purtăm. Oamenii victorioși în această lume nu sunt oameni care sunt lipsiți de această cochilie, ci oameni care știu să-și o ducă, care știu să o poarte. Cei victorioși în viață sunt cei care știu să se ocupe de aceste poveri care le sunt date. E adevărat că Dumnezeu formulează soluțiile sale în contextul unor psalmi de lamentație, cum îl avem pe cel de față. Este un psalm în care omul lui Dumnezeu se plânge de soarta, de viața care o are, de dușmani, de tot felul. Dar în mijlocul acestei plângeri, Dumnezeu ne oferă soluții și pentru cochilia noastră și pentru povara cu care noi suntem confruntați. La un moment dat, psalmistul spunea, unde aș putea evada din situația în care sunt? Eu de-a lungul anilor, tot timpul aveam așa un vis să evadez undeva. Țin minte că am plecat odată într-un concediu cu nevastă, eram așa de necăjiți pentru situația în care eram ca familie și ca biserică, că 3 zile n-am vorbit unul cu celălalt. 3 zile n-am vorbit unul cu celălalt. Și mă gândeam unde să plecăm. Tot timpul mă gândeam că trebuie să existe un loc undeva bun în care să n-ai atâtea necazuri, Domnule, în care să poți să scapi de ele. Am întâlnit pe un frate care a fost și la noi la biserică, pe aici, cred că de vreo 2 ori s-a mutat la Phoenix și a plecat. Și într-o zi mi-a spus, zice, am descoperit unde e bine în America. Unde, mă? Zice, unde nu sunt eu. Cum mă duc undeva? Zice, nu-i mai bine acolo. Să strică neighbor-ul. Dar când ai necaz, ai vrea să evadezi undeva unde crezi că e bine. Că nu ai dușmanii care ai aici, că nu o să ai atâtea necazuri, nu? Zicea, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura undeva și aș găsi o dignă. Aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustiu. Problema este că pacea după care suspină David nu este o problemă de poziție, ci una de dispoziție. E o problemă interioară, nu una exterioară. Nu este un loc geografic în care poți să scapi de probleme, ci este un loc interior al inimii. Acolo trebuie să lucrezi. El n-are nevoie de aripă să zboare, ci de picioare să poată sta. Nu? De putere și har ca să reziste la atacurile care sunt îndreptate împotriva lui. Și concluzia sa este extraordinară. Zice, încredințează soarta, cochilia asta, dacă vreți, în mâna Domnului și El te va sprijini. Cuvântul ăsta, soartă, vine de la verbul a da în limba ebraică și înseamnă ceea ce vine odată cu viața, ceea ce ți se dă, ceea ce ți s-a oferit odată ce ai venit în această lume. Dumnezeu ți-a dat o soartă, nu? Care dintre dumneavoastră n-ați fost supărați pe soartă? Eu eram foarte supărat pe soartă. De ce a trebuit să mă nasc eu în satul ăsta prăpădit și trebuie să mă duc pe jos prin oroaie până la gară 5 km, nu? De ce nu m-am născut eu într-o familie de oameni bogați, nu? De ce părinții ăștia mei niciodată n-au bani? Am fost foarte supărat pe soarta asta care am avut-o, nu? Pe urmă m-am dus la liceu și aveam niște colegi pe care îi invidiam, domnule, aveau bicicleta lor. Era un lux foarte mare să ai bicicleta ta, nu? Pe un așa de rău ne-am supărat într-o zi că nu numai că avea o bicicletă de curse pe vremea aceea, cu viteze, vă dați seama, Rolls-Royce era, nu altceva. Dar avea și o sacoșă din aia specială în spate. Nu? Noi umblam cu niște genți din aia de carton maro, dacă țineți minte, așa.
Ăsta, domnule, avea geantă de piele, o lega pe rudă de la bicicletă. Eram invidioși toți pe el. Într-o zi am scos toate cărțile din geantă, aia de piele, și am băgat lemnele de la soba de foc și l-am părât a doua zi la directorul școlii că să fure lemne de la școală și noi răbdăm de frig. Mă rog, nu vă spun cum s-a răzbunat pe noi pe urmă, dar astea sunt povești de la școală. Dar aș fi vrut să fiu ca Benea, nu? Apropo de asta, când m-am dus acum la aniversarea 50 de ani de la terminarea liceului, am întrebat de Benea și mi-a spus că au murit. A fost printre primii care a plecat din lumea asta. Nu l-am mai invidiat. Problema e că ne uităm întotdeauna și fiecare dintre noi avem supărările astea pe soartă, domnule. De ce eu, nu? Spunea Doru Cârdei, întotdeauna am fost supărat că de ce eu m-am născut în Moldova, sunt moldovean. Nu? În Republica Moldova era supărat rău, zice, până m-am dus în India. La o biserică în India am întrebat pe păstor unde este toaleta și mi-a spus în partea dreaptă de la biserică. Am ieșit afară și nu am văzut nimic, zice. Am văzut alții care foloseau partea dreaptă. A venit acasă fericit, zicea el, că sunt moldovean. Am mulțumit lui Dumnezeu că m-am născut în Moldova și nu m-am născut acolo. Fiecare, într-un fel, am fost și suntem nemulțumiți de soarta noastră, nu? Am vrea să fim bogați ca Boros, deștepți ca Vasilca, sau eu știu, am vrea să fim ca alții, nu? Avem niște oameni pe care, de ce nu suntem și noi așa ca ei, nu? Ascultați-mă, soarta este ceea ce ți s-a dat. În conotația noastră românească, noi românii întotdeauna avem termeni mult mai largi, așa, cuprinde și aspectele pozitive ale vieții, nu? Care ne sunt date. Mai degrabă, la români, soartă înseamnă destin, termen mult mai general. Pe când la evreu, aspectul este doar negativ. Soartă înseamnă ceea ce putem, ceea ce primim odată cu venirea noastră în lumea asta și asta înseamnă boală, necaz, pierderi, falimente, insucces, conflicte, tot ceea ce este dincolo de puterile noastre de a controla. Pachetul ăsta care vine cu faptul că trăim în această lume, asta este soarta la evreu. E bine, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu ne va sprijini cu soarta asta, cu cochilia asta, cu povoara asta care o avem în spinare. Și cuvântul ăsta, sprijini, înseamnă a susține, a pune umărul la greutatea care o duci tu. Dar înseamnă și a păstra, a hrăni, a întări, a da putere. Este folosit cuvântul ăsta de trei ori în Vechiul Testament, de exemplu, în 1 Împărați 17:9, în care spune: scoală-te și du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo, căci am poruncit unei femei să te hrănească, să te susțină. Înseamnă, primești de mâncare, ești susținut, te susține în viață ajutorul care ți-l dă Dumnezeu. În Emia 9:21 se spune: 40 de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic, hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. Deci a hrăni din nou, a avut grijă de ei, i-ai susținut, i-ai sprijinit în călătoria celor 40 de ani. Apoi în Proverbe 18:4, Duhul omului îl sprijinește la boală, dar Duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Interesant este termenul acesta și trebuie să-l studiem și să îl folosim, pentru că spune că Duhul omului te ajută la boală. Dacă gândești pozitiv, dacă aștepți vindecare, dacă te aștepți la bine, te aștepți să te ridici de pe pat, Dumnezeu te sprijinește.
propriul tău duh te ridică, nu te doboară atunci când ajungi în întristare, ci te ridică să ieși de acolo. În seara asta am să vorbesc despre câteva poveri pe care ar trebui să le încredințăm Domnului. Câteva poveri pe care fiecare dintre noi le avem. Și ar trebui să învățăm cum să le dăm Domnului aceste poveri, să lăsăm să ne ajute, să ne sprijinească, să ne susțină în ele. Prima este povara păcatului și a vinovăției. Astăzi trăim între oameni care cred un mit modern, care spune cam așa, că oamenii de astăzi nu se mai îngrijorează de păcate și cu atât mai puțin de au sentimente de vinovăție după ce comit păcate. Oamenii de astăzi nu mai sunt așa de sensibili la păcatele pe care le comit. Este un mit, este o legendă, este o informație falsă. Nu este adevărat. Oamenii sunt la fel de sensibili ca întotdeauna. Problema este că păcatele lasă aceleași urme în sufletele oamenilor, nu contează în ce secole au trăit ei. Este același efect, lasă răul păcatului asupra sufletului omenesc. Este un mit modern că oamenii de astăzi sunt mult mai nepăsători la păcat. Adevărul este că sunt mult mai multe boli psihice astăzi datorită faptului că oamenii nu reacționează cum ar trebui la păcat, nu? Să se pocăiască, să se lasă de ele, ci continuă în aceste păcate, crezând că le biruiesc cu nepăsare și atunci dau de tot felul de boli psihologice. Acum, dacă ne uităm în viața noastră, fiecare dintre noi am eșuat într-o serie de lucruri, nu? N-am fost părinți prea buni, poate n-am fost nici soți sau soții prea grozave. Nici copii buni n-am fost, dacă suntem sinceri și ne gândim la copilăria noastră, nu? Sentimentele vinovăției sunt în noi și avem nevoie de iertare. Avem nevoie de iertare. Am citit un articol a unui fost demnitar mare de la Washington, care a fost închis, pentru că a fost prins că vindea secrete ale statului american la ruși. A fost condamnat ca și spion. Fii atent ce spune omul ăsta. Zice, am distrus o viață de realizări bazate pe încredere și integritate. Ultimii 2 ani am trăit un coșmar. Nu mi-mai place de mine cum mi-a plăcut până acum. Își scria memoriile în pușcărie. Coșmarul acesta îl are orice păcătos, orice om care calcă legile lui Dumnezeu. Indiferent cât de grave sunt aceste legi, conștiința este aceeași. Mitul acesta nu e adevărat. Toți oamenii sunt vulnerabili la păcatele pe care le comit. Memoria păcatelor comise nu dispare. Mulți cred că, domnule, uiți, eu știu, îneci necazurile sau păcatele în băutură, în droguri și așa mai. Încearcă oamenii să scape de ele cumva, nu? Nu scap de ele deloc. Iată mărturisirea unei femei. Zice, am știut că Dumnezeu urăște divorțul, urăște adulterul, așa după cum urăște orice păcat. A știut treaba asta. Și trăiește cu sentimentele astea mai departe. Sentimentele de vinovăție nu se șterg cu vârsta. Sunt unii care zic, Doamne, lasă că mai îmbătrânești, mai uităm. Nu e adevărat. Astea rămân. Vinovăția nu dispare cu tranquilizante. Tragi un somn bun și tomorrow is another day. The morning after. Nu? Ați auzit povestea asta. Dimineața după noaptea aceea de curvie, de droguri, de beție, de cine știe ce alte prostii, the morning after nu este deloc un bright morning, nu este deloc
o dimineață frumoasă, este dimineața regretelor. Aveam un coleg la servici, era un alcoolic din acela înrăit și îl vedeam venind la lucru foarte obosit. Și îl întreabă, ce cu tine? Zice, am arici. Nu înțelegeam ce, la noi la țară se spunea la cancer, dacă ai cancer, aveau arici, aia care aveau cancer. Nu înțelegeam, mi-a explicat el, zice, după ce bei bine de tot și te îmbeți, și a doua zi, așa te simți de parcă ai înghițit un arici. Și atunci ce faci? Zice, trebuie să beau ceva țuică să se moaie țepii de la arici, nu? Urma o altă beție, nu? A doua zi un arici și mai mare și așa mai departe. Vinovăția nu dispare cu tranquilizante și băutură. Vinovăția este cauza celor mai multe boli psihice și fizice de astăzi. Știți care este soluția? Singura este iertarea lui Dumnezeu, pocăința. El îndepărtează nelegiuirea de la noi cât este departe răsăritul de apus, spune cuvântul lui Dumnezeu. No, de asta avem nevoie. În felul acesta Dumnezeu ia această povară a vinovăției de pe umerii noștri. M-a sunat cineva astăzi și mi-a povestit cineva de prin Europa o poveste sordidă și m-a rugat să-l ajut cu ceva. Bineînțeles că n-am avut altă soluție decât să-i spun să se pocăiască, să-și ceară iertare, să repare. Ei, soluția asta nu era deloc convenabilă pentru domnia sa, nu? El credea că îi recomand ceva pastile, ceva, eu știu, formulă magică, I don't know. Nu este altă formulă decât pocăința și pocăința cu adevărat pentru păcatele care le-am comis. Ele nu ies altfel. Apoi este o altă povară, este povara suferințelor. Citesc acum o carte și mă rog Domnule să ne dea și înțelepciune și putere cumva să o tipărim și în limba noastră, să dăm la mai multă lume. Este o carte scrisă de un rabin evreu. S-a vândut în vreo 15 milioane de exemplare. Cartea se intitulează De ce li se întâmplă rele oamenilor buni? De ce oamenii buni trec prin necazuri și prin suferințe? Pentru că asta este, în primul rând, părerea că noastră despre noi înșine, că noi suntem buni, suntem de treabă, nu? Și atunci nu înțelegem de ce noi, oamenii de treabă, nu? Buni, pocăiți, cuminți, români, așa, dăm de necazuri. Și atunci dăm vina pe Dumnezeu de necazurile care dau peste noi. Știți că suferința este universală? Știți că niciun om de pe fața Pământului nu scapă de ea? Indiferent cât de bogat, de deștept, de cine știe ar fi el, nu scapă de necazuri și de suferințe. Un mare predicator din secolul trecut, Joseph Parker, avea obiceiul să spună studenților la care preda el la college, zice, predicați băieți despre suferință. Și nu veți duce niciodată lipsă de ascultători, pentru că în fiecare bancă din biserică este o inimă frântă. În fiecare bancă din biserică este o inimă frântă. Este cineva care suferă într-un fel sau altul. Predicați despre suferință, zicea el. Marele misionar Albert Schweitzer, omul care a deschis misiunea pentru Africa, a spus că fiecare om trebuie să poarte partea sa din durerea lumii. A fost printre primii care au văzut suferința puțin diferit decât ceilalți. Uneori, zicea el, este o căsnicie rea sau distrusă. Uneori este un șef insuportabil. Este o boală cronică, o povară economică, sărăcie, un copil încăpățânat, neascultător, o slujbă plictisitoare. Fiul meu, Alex, a fost chemat la școală pentru că Luca, nepoțelul meu de 5 ani, la grădiniță,
a hotărât că el nu trebuie să asculte de nimeni. Și a spus foarte clar la profesoarea de acolo că el nu face tema de casă. Și, dar de ce? Nu vreau. Spune, eu nu vreau să fac tema de casă. Ar trebui să-l ducă pe taică-s-o la școală să lămurească. Nu, el vrea să facă școală cum vrea el, nu cum vor alții. Nu? Un copil îndărătnic, neascultător, la cei mai mulți dintre noi, când este vorba de suferință, avem filozofia prietenului lui Iov. Ăștia au venit, au tăcut din gură vreo câteva zile, au plâns cu el, au fost milă de el, după care au început să-i spună, mă băiatule, tu suferi pentru că ai un păcat zdrav în viața ta, nu? Dumnezeu te-a pedepsit pentru că tu ești un păcătos. Și la necazurile lui Iov au mai venit și prietenii și au mai descărcat câteva bascule de necazuri peste el. Nu era deloc adevărat. Când Dumnezeu în final a venit să rezolve problema așa, i-a certat pe deștepții ăștia, nu? Iov nu era vinovat, era un alt context pe care ei nu îl înțelegeau absolut deloc. Pentru că și noi astăzi, gândind-o la fel, când vedem că a venit un necaz peste cineva sau chiar peste noi înșine, ne gândim imediat la ce păcat am făcut. Ne gândim imediat că Dumnezeu ne-a pedepsit. Este o teorie foarte răspândită, încă de pe vremea lui Iov, ați văzut că ăștia erau experți în teoria asta, dar care nu este biblică. Gândiți-vă că în momentul ăsta Dumnezeu devine responsabil de tot ce se întâmplă în lumea asta și de toate necazurile care se întâmplă în această lume. Și atunci este foarte legitimă întrebarea, dacă Dumnezeu e bun, de ce sunt atâtea rele în lumea asta? Nu e așa? Asta este prima și cea mai grea întrebare cu care se luptă copiii noștri când merg la școală, de exemplu, nu? Pentru că toți oamenii cred că Dumnezeu este bun, are în control tot ce se întâmplă în lumea asta, așa? Și atunci, dacă se întâmplă lucruri rele, nu? Ce face Dumnezeu de nu intervine? De ce lasă Dumnezeu pe Putin ăsta, domnule, să omoare atâția oameni, să trimită în exil, nu știu, 8 milioane de ucrainieni sau 10, cât sunt, nici nu se mai știe exact, nu? De ce se întâmplă acestea? De ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu-i dă o boală lui ăsta? De ce nu, eu știu, îl împușcă cineva din greșeală? Și atunci avem impresia că Dumnezeu ori nu-i bun, unde vrea diavolul să te ducă, să crezi că Dumnezeu nu e bun, ori Dumnezeu nu este în stare să intervină. Și atunci nu mai este Dumnezeu dacă nu este, nu e tot puternic, nu? Întrebarea este demonică. Dar în același timp, ea trece peste o altă explicație pe care o dă Sfânta Scriptură. Credeți dumneavoastră că întâmplător Domnul Iisus a fost om al durerii și obișnuit cu suferința? De ce nu s-a scutit Dumnezeu pe El însuși de durere și să fie obișnuit cu suferința? De ce Dumnezeu se numește Dumnezeu sprijinul văduvelor și orfanilor? Nu? De ce nu este Dumnezeu care previne să se întâmple femeile să ajungă văduve, nu? Și copiii să ajungă orfani? De ce nu este un Dumnezeu care previne nenorocirile astea? Dumnezeu Sfântelor Scripturi este mai degrabă un Dumnezeu care este gata să plângă împreună cu noi, să ne înțeleagă în suferințele noastre, să ne sprijinească în povara care o avem. Era o poveste foarte frumoasă, spune că cineva, un păstor stătea pe marginea trotuarului și plângea. Și au trecut tot felul de indivizi pe lângă el, fiecare cu filozofia lui, fiecare cu sfaturile aferente, nu?
specialității fiecăruia. Dar în final a venit Domnul Iisus și spre surprinderea tuturor, Domnul Iisus a pus pe trotuară alături de el, l-a îmbrățișat și au plâns împreună. Este Dumnezeul care plânge împreună cu noi, care nu ne lasă singuri în necazurile noastre, care ne mângâie în necazurile noastre, care ne sprijinește. Vedeți, noi trăim într-o lume, într-un fel, dominată de haos, nu de ordine, nu? Lucrurile sunt mult mai complicate și nu am timp în această seară să intrăm în ele, dar așa cum spunea Albert Schweitzer, avem parte fiecare din durerea lumii, durerea unei lumi căzute. Avem partea noastră fiecare din ea și a trebuit să înțelegem acest rol. Domnul a spus să nu vi se tulbure inima. De ce ni se tulbure inima? Nu? Când vine cazurile, când simțim povara aceasta că ne zdrobește, ne lipește de pământ. Zice, credeți în Dumnezeu și credeți în mine, spunea Domnul Iisus, Ioan 14, versetele 1 la 6. Apostolul Pavel vorbește despre harul lui Dumnezeu care ne susține în suferință. Nu știm exact ce a fost țepușul acela lui Pavel. Unii spun că era orbire, nu vedea bine, avea o problemă cu ochii. Și s-a rugat ca Domnul să-l ia și Domnul nu i-l-a luat. Am zis, harul meu ți este de ajuns. De ce Dumnezeu nu ne scapă de probleme? Probabil că ele lucrează într-un fel la acest mecanism al vieții noastre și ne ajută în domenii care noi nici măcar nu știm. La vârsta de 5 ani mi-a intrat un cui de la demolarea unei case exact în genunchi, în articulație. Am căzut pe o scândură cu un cui ruginit. Toată copilăria mea a fost afectată de accidentul ăla. Am zăcut prin spitale de 3 ori în gips, câte 3 luni. Dar în perioada aceea s-a întâmplat ceva formidabil în viața mea. Tata s-a ocupat de mine pentru că săracul stăteam în casă și mă uitam pe geam și plângeam că vedeam copiii cum se joacă. Și m-a învățat să citesc. Eu m-am plictisit la școală când am ajuns la școală, că deja știam să citesc. M-au pus bibliotecar, chiar din clasa întâia, că eu deja citeam. Boala aceea a lucrat și la binele vieții mele. Eu cred că n-aș fi cel ce sunt astăzi dacă nu s-ar fi întâmplat accidentul ăla cu cuiul ăla. Vedeți, e un har pe care Dumnezeu ți-l dă atunci când vine de un țepuș, nu? Când vine o povară din asta. Și ar trebui să ne uităm mai degrabă la harul acela care ne iese de ajuns. Suferințele duc la transformări profunde ale caracterului nostru. Dumnezeu ne dă putere să trecem peste ele, să le aruncăm asupra Lui. Aruncați asupra mea poverile, spunea Domnul Iisus. El ne susține și ne ajută să trecem biruitor prin ele. Apoi, o altă categorie de poveri, și trebuie să accelerez puțin, sunt poverile dezamăgirilor. Oamenii din jurul nostru ne dezamăgesc, fac lucruri sau spun vorbe intenționat sau neintenționat, care ne rănesc. Mulți dintre noi devenim plini de amărăciune, de resentimente față de cei care ne produc astfel de răni, nu? Întâlnim oameni deposedați de avutul lor, femei violate, uneori de mici, copii abandonați de părinți, soți înșelați, oameni calomniați și batjocoriți de alții. O lume de suferinți din pricina altora, dezamăgire peste dezamăgire. Și David spunea așa, nu vrăjmaș mă batjocorește, că aș suferi, adevărat că aș suferi, dar mă batjocorești tu, tu care te socoteam una cu mine, un frate de cruce, un prieten cu mine. Noi care tream împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțumire la casa lui Dumnezeu.
Este șocant, nu? Mulți dintre noi avem asemenea dezamăgiri, nu? Eu nu vreau să mi le ventilez pe ale mele în această seară, că le aveți și dumneavoastră pe ale dumneavoastră, da. Sunt foarte dureroase, nu? Oameni în care ai crezut, care te vând, care ți întorc spatele, care ți-au munca ta de o viață întreagă, nu? Care te și calomniază după aceea. Și sunt oameni care se răzbună pentru asemenea lucruri, dar uneori se răzbună pe Dumnezeu. Sunt supărați pe Dumnezeu, nu? Pavel a avut foarte multe dezamăgiri din pricina fraților mincinoși, nu? Zice, Alexandru Călderaru mi-a făcut mult rău, spunea el. Dar în final zice, Dumnezeu îi va răsplăti. Nu mă ocup eu acum să umblu pe urmele lui, să-l pun la punct pe Călderaru ăsta, nu? Să-i stric business-ul. Care cine să se ocupe de el? Ar trebui să lăsăm pe Dumnezeu să îndrepte lucrurile alea strâmbe care ni s-au făcut. Să-i dăm lui locul cuvenit în rezolvarea acestor conflicte. Răzbunarea și judecata lucrurilor aparține lui Dumnezeu. Și trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să facă ordine. Că dacă ne apucăm noi, vom produce suferințe în plus, vom produce necazuri și complicăm tot mai mult lucrurile. O alt gem de povară este povara posesiunilor și a responsabilităților vieții. Viața este plină de poverile, presiunile și urgențele, de responsabilitățile care le avem, nu? Trebuie să purtăm de grijă familiei, menținerea business-ului pe linia de plutire, creșterea și maturizarea, educarea copiilor, rezistența la ispite și la tentații, să luptăm tot timpul cu lucrurile astea. Descoperim foarte curând că în viața asta vâslim tot timpul contra curentului. Nu ne ducem cu șuvoiul, ci împotriva lui. Viața nu este o scurgere lină, ci este o zbatere aprigă, este o luptă. Gândiți-vă la o mamă care își crește singură copiii. E teribil ce muncă, ce sacrificiu trebuie să facă femeia aceea. Dumnezeu nu ne scutește de aceste povere ale vieții, dar ne dă putere să le putem purta. Cineva a spus așa de frumos, nu te ruga pentru poveri egale cu puterea ta, ci roagă-te pentru putere egală cu poverile tale. Roagă-te să-ți dea Dumnezeu putere să le duci, nu să scapi de ele. De ce vrem să purtăm singur poverile acestea ale vieții? De ce nu lăsăm și pe Domnul să tragă la jugul ăsta cu noi? Pentru că iată ce spune El, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, 28 la 30. Și ultima serie de poveri sunt poverile îngrijorărilor. Cineva a spus că îngrijorarea este ca un curent de frică ce slăbește mintea. Dacă ești încurajat, el devine un canal, dacă este încurajat, dacă îl încurajezi curentul ăsta de frică, devine un canal prin care să scurg toate gândurile și puterile tale. Ce-ar fi să lăsăm viitorul care este așa de incert pe mâna lui Dumnezeu? Sunt îngrozit numai urmărind știrile. Rușii acum îi amenință pe ucraineni că vor să dea cu o bombă de murdară. Bombă murdară. Sunt și bombe curate. Acum vor să-i elibereze pe ucrainieni de satanism. Până acum îi acuzau că sunt naziști, nu? Acum sunt sataniști. E îngrozitor ce auzi, nu? E o lume bezmetică, lumea asta parcă o lume scăpată de sub control.
Ce-ar fi să lăsăm lumea asta și viitorul ei pe mâna celuia care deține controlul, al lui Jehova, Jehova cel veșnic? Iată ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 4:6-7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Dumnezeu poate purta poverile tale. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi, spune cuvântul lui Dumnezeu. În concluzie, 4 afirmații vreau să fac. Fiecare dintre noi avem soarta noastră, avem povara noastră de purtat. Ne-am născut într-o anumită familie, într-o anumită conjunctură socială. Viața noastră are un anumit scenariu, uneori nu ne place, am vrea să-l schimbăm. Dacă poți să schimbi, fă schimbări pozitive dacă poți. Dar în același timp, cel mai curat și cinstit lucru este să lași soarta asta pe mâna lui Dumnezeu, să o încredințezi lui Dumnezeu și să-i ceri ajutorul, să lași să te ajute, să te sprijinească să o duci. Este o poveste foarte drăguță. Într-o zi oamenii s-au plâns la Dumnezeu că au poveri prea mari de cărat în spate. Dumnezeu a ascultat plângerile fiecăruia și într-o zi a hotărât pe un câmp foarte mare să vină toată lumea cu desaga lui, așa, să o lase și să-și caute alta, să negocieze cu alții și să-și caute fiecare să-și redistribuie poverile pe care le caută. Și de dimineață până seara a fost un târg din ala mare, toată lumea a umblat, a încercat și la sfârșitul zilei fiecare s-a întors la sacul lui și a zis: Doamne, am descoperit că alu alții sunt mai grele, mai incomode, eu mă știu cu ăsta, cu sacul meu, cu povara mea, îl duc de atâta vreme, ăsta e cel mai bun. Și au descoperit că, de fapt, Dumnezeu a dat fiecăruia cât putea, fiecare să ducă. Nu ne ajută cu nimic să ne comparăm poverile cu alții. Okay? Nu folosește la nimic. Uneori judecăm foarte superficial. Probabil că nu ne cunoaștem suficient de bine. Și este foarte clar. Probabil mă vedeți, arat bine, eu știu, dar să nu-l întrebați pe doctorul meu. Să nu vreți să schimbați cu mine, că s-ar putea să nu fie avantajos schimbul ăsta. Nu vă comparați cochilia care o aveți cu altuia, povara cu altuia. 3. Cere Domnului putere să te ajute să le poți duce poverile astea, nu să te scape de ele. Diferența între creștinii din țările bogate, spunea cineva, și țările sărace, așa, este asta. Creștinii din țările bogate se roagă lui Dumnezeu să-i scape de poveri. Creștinii din țările sărace se roagă lui Dumnezeu să le dea putere să poată duce poverile care le au. Cred că Dumnezeu îi ascultă mai degrabă pe ăștia din urmă decât pe noi ăștia din țările bogate. Și ultima întrebare este una așa personală pentru fiecare. Dacă și așa ai povara asta pe care o duci de atâția ani, de ce vrei să o cari singur când Domnul este aici și este gata să te ajute și vrea să te ajute, nu? De ce să o cari singur? Lasă-te ajutat de Domnul. Așa cum zicea cuvântul lui Dumnezeu, încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatină cel neprihănit. Nu o să te lase, Dumnezeu, să te prăbușești sub povara aceea. O să te sprijinească, o să te ajute să o poți duce până la capăt. Haideți să încheiem cu o rugăciune, să ne ridicăm în picioare. Și dacă
În seara asta considerați că aveți o povară și vreți să cereți Domnului să vă dea o mână de ajutor, ridicați mâna asta așa spre Domnul, ca Domnul să o vadă și este o mână ridicată spre Tine, Doamne, apucă Tu mâna noastră și scoate-ne, ajută-ne să putem purta povara care o avem, să ne rugăm cu toții Domnului.